Sorin. Lucrurile sunt foarte limpezi. Mă rog. Niște derbedei vopsiți în procurori profită de poziția pe care o au ca să capete un șpriț, o fată, adică exact cum fac derbedei. Lucrurile, după părerea mea, sunt de o gravitate extremă, dar e bine că tot vorbim despre ele și nu se întâmplă nimic. Astăzi, dacă vrei, mă uitam la evenimentul care a fost al acelui cu sufletul la gură, unde se vorbea despre statul paralel. Cred că cei care vorbeau despre statul paralel, din care fac parte și procurorii ăștia, cred că uitau că sunt la butoanele țării astea, că sunt la guvernare. Păi cine vor să destructureze statul paralel? Ei. Că statul paralel este acel stat căruia credem noi victima și care există. Hai ca să nu... Poftim? Bineînțeles. Păi, și atunci cine îl dezolvă? Dom'le, tot aud, statul paralel. Statul paralel ăsta e pe dedesubt, așa e. Cum îl cheamă pe ăla care conduce statul paralel? Cum îl cheamă pe ăla care execută? Ți-aduce aminte de domnul acela sindicalist care ne vorbea despre Regina din Vămi? Da, Regina așa a din rămas Vămi, și Regina din Vămi. Tot o necunoscută pentru toată suflet, lumea. Cu Dumnezeu, hai să ne uităm în sufletul omului, să vedem cum îl cheamă pe naș. Ne tot, da, mă rog, cu deștea care își dau demisia pe Facebook, mă îndoiesc o să, sau critică, da, de la bufet, critică Congresul, da, de la bufet, sau când ies afară. Deci, vorbim de statul paralel, o să mai vorbim vreo 200 de ani, ori să mai fie procuror care o să agreseze, dom'le, poate femeile astea erau infractoare, habar da, că nu știu ce e în dosarele lor. Dar că un procuror este cu mașina pe centură, cu una pe care o anchetează, procurorul ăla trebuie dat afară în secunda 2. Că un procuror... Păi nu i-a dat nimeni afară nici până acum. Nu, și păi... nici nu o să-i dea afară, pentru că îi ține în brațe statul ăsta paralel, despre care vorbim întotdeauna, tot vorbim, și pe care nimeni nu a început să-l destructureze. Ori se tem, nu sunt în stare... și atunci să se ducă să-i lase pe alții care sunt în stare, ori statul paralel nu există. Da? Păi, dacă ne uităm la înregistrările astea, dacă ne uităm la mărturiile femeilor ăstora, dacă ne uităm la ce se întâmplă cu oameni nevinovați băgați în pușcărie, statul paralel există. Atunci, aș vrea să-l văd destructurat. Să ne spună, dacă nu, nouă cetățenilor de rând așa, dom'le, luați, nu știu, câte o furcă, câte ieșiți ca la 907, pe Calea Victoriei, să fugim după statul paralel. Dar eu cred că există legi, există magistrați cinstiți, dar eu nu știu de ce. Chiar nu se poate face nimic. Vorbim de 4 ani de zile că procurorii nu trebuie să fie magistrați. Da. N-am auzit pe nimeni în Parlament să aibă o inițiativă legislativă. Dom'le, hai să terminăm cu procurorii magistrați, că nu e pe nicăieri. Numai în Republica Socialistă Sovietică Rusă mai sunt procurorii magistrați. Și așa mai departe. Păi de ce sunt procurorii magistrați? Pentru că, uite, nu poate să le facă nimeni nimic. Chiar stăteam și mi-aduceam aminte, chiar zilele trecute, când domnul Orban a fost achitat și a zis, o mare victorie. Nu e adevărat. Marea victorie, cei care trebuie să deschidă șampania, sunt procurorii. Pentru că i-au pus piedică la alegeri și le-a și ieșit. Iar pe procuror nu l-a mai interesat ce spune instanța mai departe vis-a-vis de dosarul lui. Pentru că el și-a făcut datoria. L-a placat pe Orban la primăria, la candidatura exact. De la primăria capitale. Mai departe, bun, și l-a achitat instanța. Ce pățește procurorul ăla? Nimic. Nimic, pentru că este mai